Soluția despre care s-a vorbit încă din momentul în care se știa că podul metalic va fi închis a fost decisă abia astăzi. În cadrul unei ședințe a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență s-a aprobat solicitarea către Ministerul Apărării Naționale de a amenaja un pod de pontoane peste râul Buzău, în amonte de podul Mărăcineni. Propun adoptarea unui hotărâri pentru montarea și întreținerea de către Ministerul Apărării Naționale, ținând să vă aduc la cunoștință faptul că împreună cu domnul președinte am avut niște discuții anterioare vis-a-vis de montarea acestui pod și astăzi am avut o altă discuție cu domnul secretar de stat deja, dacă se poate și într-adevăr se poate. Dar trebuie să dăm o hotărâre a Comitetului Județean de Situații de Urgență în acest sens. Podul va fi amplasat în același loc în care, în 2005, traficul a fost deviat după prăbușirea podului Mărăcineni. S-a găsit, cred eu, o soluție care cât de cât să elimine disconfortul participanților la trafic. Așa ca și principiu, se va apela și pe această cale și eu și doamna prefect, mulțumim Ministerului Apărării Naționale că cu siguranță probabil ne va ajuta ca să putem să aducem un pod de pontoane. Deci va fi aproape aceea soluție care a fost, cred că domnul director, da, dumneavoastră, da, care a fost și în 2005 când au fost inundațiile și podul a fost calamitat. Podul de pontoane va fi ridicat în timp util, înainte de închiderea căii rutiere Râmnicu-Sărat-Buzău. Am vorbit cu domnul secretar de stat, Dușa, și sperăm deja să fie montat, adică s-a luat legătura cu unitățile militare, cele care, unde sunt aceste și unde se vor monta. Date tehnice nu pot să vă spun mai multe pentru că nu știu. Deci mai mult de 3-4 zile nu poate să fie. Important este să se monteze podul de pontoane până se încep lucrările la pod. După începerea lucrărilor efective, forțe impresionante de polițiști vor fi mobilizate la fața locului. Vor fi capacitați și angajații firmei constructoare pentru a fluidiza traficul. În zonă vor fi montate și semafoare. Am făcut o inventariere de astăzi a principalelor puncte de conflict, principalele intersecții care ar crea un blocaj în trafic. Acolo am necesitat o inventariere a oamenilor care ar fi nevoie să fluidizeze traficul. Vă pot da o cifră undeva peste 20 de oameni cu un ofițer coordonator pe ambele schimburi, pe ambele perioade ale zilei. Chiar de mâine vom începe să trecem la amplasarea acestui dispozitiv. Cele două soluții sunt cele cu semaforizare și pilotaj uman. Piloții umani vor fi asigurați de către firma constructoare, de către firma constructoare, la care noi vom participa cu agenții de poliție rutieră pentru îndrumare și pentru sprijin, în prima fază, chiar noi direct, în prima fază a acestui lucru, după care urmând ca să transatăm responsabilitatea către dânsii, bineînțeles, tot așa să fim sub îndrumarea noastră. De asemenea, măsuri pentru fluidizarea traficului vor fi luate și în zona supermarketurilor. Trecerile de pieton din imediata apropierea rondului vor fi mutate. Mai mult, zebra care face legătura între două zone de cumpărături, traversând șoseaua europeană, va fi desființată chiar în această seară. Deja astăzi am luat legătura cu Poliția Municipiului. Acea trecere de pietoni va fi desființată în această noapte, împreună cu trecerea de pe strada Frăsinet. Aceea va fi mutată în zona scoarului, la ieșirea din parcarea subterană a hipermarketului. Totodată vor fi montate garduri de protecție în zona scoarului de pe Bulevardul Unirii, astfel încât să preîntâmpinăm traversarea neregulamentară a străzii. Societatea Urbis va face aceste marcaje în această noapte, astfel încât mâine dimineață, la ora 8, când va intra dispozitivul Inspectoratului de Poliție în acțiune, să nu avem probleme. Pentru aproape o săptămână, la podul Mărăcineni vor fi efectuate lucrările de reparații pe partea de rulare către Râmnicu-Sărat. Apoi, Compania Națională de Drumuri ar urma să obțină avizul final pentru demararea reabilitării podului metalic. De menționat că astăzi, la Prefectura Buzău, au fost prezenți șefii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, responsabilii care au fugit de presă ieșind din instituție prin spatele sediului, dovedindu-și încă o dată lipsa de transparență față de publicul interesat.